fantásticos, domnul. Din nou suntem la hanul de poposire. Ce frumos este când ajungi la punctul care ți-ai propus să ajungi și acolo știi că te oprești din alergarea zilnică și începe odihna. Și nu-i nimic mai plăcut ca atunci când, după o steneală de o zi de efort, de alergătură, de trudă, îți găsești liniștea să stai cu cei dragi de familie, de vorbă și să-ți povestești cum ți-a mers în cursul zilei sau chiar să te bucuri sau să te întristezi de nereușitele de care ai avut parte. La fel este și cu creștinul. El aleargă într-una și vine o zi când va veni momentul să se odihnească. Însă până atunci, cuvântul Domnului ne îndeamnă la multe lucruri și din alea multe, despre unul în seara asta aș vrea să amintesc, pe care îl găsim scris în cuvântul Domnului, în Luca, în capitolul 12, cu versetul 33, începând unde cuvântul Domnului spune așa, erau cuvintele Domnului Iisus: mijlocul să vă fie încins și păcliile aprinse și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venerea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă, se va apropia să le slujească. Slăvit să fie Domnul. Amin. Deci, în seara aceasta, lucrul despre care aș vrea să vorbesc este vegherea. Oamenii care veghează asupra mersului vieții lor, întotdeauna știu să-și aranjeze lucrurile în așa măsură încât să fie feriți de probleme și de necazuri de care ar putea să aibă parte în cazuri în care n-ar veghea asupra vieților, asupra activităților, asupra gurilor, asupra tuturor lucrurilor pe care ei le fac. Vegherea este unul din cele mai importante lucruri despre care Domnul în seara aceasta ne atrage atenția și ne avertizează: fiți veghetori. Aș vrea să dau câteva exemple despre oameni care au vegheat și alții care n-au vegheat, pentru că aș dori ca rugăciunea aceasta care o înălțăm înaintea Domnului să fie o rugăciune în care să-i cerem Domnului puterea aceasta de a discerne între bine și rău și de a vedea asupra noastră, pentru ca tot ceea ce facem să fie spre slava lui Dumnezeu și mântuirea celor cu care avem tangență. În caz contrar, nevegherea costă mult și costurile sunt atât de mari încât nu le putem achita niciodată. Iar reparația în unele situații este irreversibilă, adică nu se mai poate reface. Și aș dori ca Domnul să ne păzească de așa ceva. Și pentru asta aș vrea să arăt doar câteva exemple din cuvântul Domnului despre oameni care au vegheat și unii care n-au vegheat. Cuvântul Domnului în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, 6, spune așa: de aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem, să fim treji. Despre ce somn e vorba? Aici spune să nu dormim. Există un somn spiritual despre care Biblia vorbește și somnul acesta spiritual ne împinge în asemenea situații încât ne putem pierde și sufletul. Într-o astfel de situație s-a găsit unul din cei mai viteji oameni despre care Biblia spune că nimeni n-a mai fost la fel de tare ca și el. Și datorită nevegherii acestui om și a faptului că ultima manifestare a roadei Duhului Sfânt n-a putut să o stăpânească, s-a pierdut omul acesta. Omul acesta nu i-a fost greu când s-a luptat cu 1000 de oameni și a omorât pe toți. I-a fost greu când s-a întâlnit
cu o femeie pe care o chema Dalila. Dalila înseamnă cochetă. Și să știți că nouă tuturor ne place să vedem oamenii aranjați frumos. Dar dacă se fac cocheți, asta depășește limita bunului simț și se duce într-o extravaganță care atrage privirile. Iar celor ce nu veghează, foarte ușor poate să cadă într-o astfel de cursă, al cărei consecințe să fie ireparabile. Și omul acesta, despre care v-am amintit și pe care îl chema Samson, a căzut în această extremă, dormind din punct de vedere spiritual și călcând în picioare sfatul părinților, stimați copii, voi sunteți aici. Și dacă sunteți atenți la ce vă vorbesc, veți putea să aflați în seara aceasta că dacă veți călca cuvântul părinților voștri în picioare, veți putea să aveți parte de aceeași soartă nenorocită pe care a avut-o Samson. Un om viteaz, un om pe care nimeni nu-l putea lega, nimeni nu-l putea stăpâni, nimeni nu putea să lupte împotriva lui, devine un om care ajunge robul dușmanilor lui și în final să moară împreună cu ei sub dărâmături. Asta face nevederea. În Evrei, capitolul 10, cu versetul 24, cuvântul lui Domnului spune așa: să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Vederea este și individuală, în același timp vederea este și în grup și în același timp vederea este și unii asupra altora. Mi-aduc aminte de o împrejurare când Core, Datan și Abiram, împreună cu 250 de oameni, au reușit să se sustragă de sub privirile celorlalți, să comploteze împotriva lui Moise și Aron și asupra lor. Când s-a observat ce gândesc, nu s-a mai putut face nimic. Dacă s-ar fi vegheat din timp și oamenii și-ar fi fost descoperiți la vreme, s-ar fi putut întâmpla ca ei să fie convinși să renunțe la ideile lor, să-și vadă de treabă și să gândească bine lucrurile, să nu se grăbească să facă ce nu trebuie făcut. Însă fiind descoperiți prea târziu, vegherea asupra lor nu mai a avut niciun efect. Și atunci Domnul a trebuit să vegheze asupra lucrurilor care n-ar fi trebuit să se întâmple și dacă Domnul i-ar fi lăsat, s-ar fi produs mari nenorociri în poporul Israel. Însă Domnul, pentru că a vegheat, a intervenit și a îngăduit să se deschidă pământul. Și dacă citim în capitolul 16 din Numeri cu versetul 23, ascultați ce face Domnul. Pământul și-a deschis gura și-a înghițit și a înghițit pe ei și casele lor împreună cu toți oamenii lui Core și toate averile lor. Deci în situațiile în care noi nu veghem unii asupra altora și asupra noastră însăși, ajungem să facem lucruri neîngâtite pe care Dumnezeu nu le permite. Și ca să n-ajungem să le punem în practică, Dumnezeu intervine, deschide pământul și te coboară, poate nu ca pe ei, dar dacă te coboară și la 2000 adâncime, știți ce înseamnă asta? Moarte. Și Domnul nu vrea să se întâmple așa ceva cu noi. De aceea ne avertizează și ne spune în seara aceasta: vegheați asupra voastră unii altora, corectați-vă în învățătura cuvântului lui Dumnezeu cu blândețe, cu smerenie și cu ascultare și în felul acesta vom fi păziți ca nu cumva din pricina încăpățânării sau a neascultării, care este foarte aspru pedepsit înaintea Domnului, neascultarea, să ajungem să fim loviți sau chiar nimiciți din pricina răutății noastre. Haideți acum să vedem câteva exemple de oameni care și-au schimbat atitudinea când alții au vegheat asupra cuvântului lui Dumnezeu ca să-L propovăduiască și oamenii să asculte ce Domnul vorbește și apoi la latitudinea lor să aleagă dacă vor sau nu să fie salvați.
Și găsim în fapt în capitolul 19 cu versetul 19 următorul lucru pe care vreau să-l citesc, este atât de interesant. În urma vestirii cuvântului lui Dumnezeu, oamenii ăștia, deci oamenii care au vestit cuvântul lui Dumnezeu, au fost oamenii care au vegheat asupra vestirii adevărului. Costă. Nu e simplă lucrarea asta. Să te duci să vorbești în numele Domnului și crezând că oamenii o să se bucure și într-adevăr unii s-au și bucurat, dar să te trezești cu altă parte de oameni care vin și te dă pe mâna loia care fac discipline și să arunce în temniță cu picioarele în butuci și tu să vechezi asupra situației și în loc să te superi pe Dumnezeu că te-a dus în temniță în butuci, să-L lauzi cu rugăciuni și cu cântări. Ca Dumnezeu să intervină, să-și arate măreția, puterea și slava. Și lanțurile să cadă și ușile să se deschidă toate de la temniță și temnicerul să îi șabea și zice, vai de mine, ori fugit și pe când să se omoare. Pavel îi spune că el vedea. Pavel, nu-ți face niciun rău. Toți suntem aici. Și merg oamenii ăștia și propovăduiesc Evanghelia și ascultați ce se întâmplă. Și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor, pentru că ăștia s-au trezit la realitate și au început să vegheze asupra vieții lor și să mediteze la unde vor ajunge după ce vor termina zilele aici pe pământ. Și după ce au auzit ei lucrurile astea, ascultați ce au făcut. Și-au ars înaintea lor cărțile de vrăjitorie. Prețul lor s-a socotit la 50.000 de arginți. Deci oamenii ăștia care au vegheat asupra cuvântului, l-au vestit, cei ce l-au auzit și-au dat seama și-au început să spună, mă, noi trebuie să ne trezim că dormim adânc și somnul ăsta ne duce în moarte veșnică și s-au trezit oamenii. Și-au ars cărțile, 50.000 de arginți, au făcut un calcul, un arginț sau un dinar era plata pentru o zi de lucru. 50.000 de arginți însemna exact 136 de ani de muncă pentru un singur om ca să poată să adune valoarea asta. Dați-vă seama că un om trăiește 70 de ani și hai mai tare 80 și îți pensionați la 65, că mai mult nu fac față. Și atunci mă întreb eu, câte vieți îți trebuie ca să recuperezi o asemenea valoare asă în detrimentul diavolului și câștigată viața pentru Hristos Domnul. De ce? Că au fost unii care au vegheat și noi la fel, să veghem asupra cuvântului lui Dumnezeu, să-L punem în viața noastră și să-L și popularizăm în același timp. Un alt exemplu, în Ioan capitolul 3 cu versetul 5 la 10 și apoi voi încheia și voi intra în rugăciune. Oameni care nu știau să deosebească dreapta de stânga erau mai mulți de 120.000. Și oamenii ăștia când au ajuns să audă lucrurile despre care Dumnezeu vegea să le fie propovăduite prin Iona, care când a fost chemat la amvon să dea un îndemn, au refuzat. Și mai bine au făcut altceva numai să nu ajungă acolo. Iubiți mei, frați și surori, Domnul veghează să-și ducă la îndeplinire cuvântul Lui, însă El lucrează cu noi. Și noi trebuie să veghem la fel la rândul nostru, că atunci când Domnul ne cheamă să vorbim în numele Lui, să o facem cu îndrăzneală, căci însăși Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, care ni l-a dat să fie cu noi și în noi, va ști ce să spună, pentru ca cei ce aud să se trezească și să vegheze asupra vieții lor, ca să aibă parte cu Domnul și aici, și în veșnicii.